Într-o avalanșă de diete și mituri legate de nutriție, există anumite reguli care nu ar trebui încălcate niciodată și asupra cărora au căzut de acord cei mai mulți dintre specialiști. De asemenea, nu este niciun secret că mesele servite alături de membrii familiei aduc numeroase beneficii sănătății, lucru evidențiat de numeroase studii, anunță site-ul de specialitate clicksanatate.ro. Colega mea, Cristina Ciobanu, s-a informat bine pe subiect și ne aduce toate informațiile chiar acum corpul uman are între 60 și 70 de procente apă. Acesta ne ajută la digestie, menținerea balanței electrolitice sau controlul temperaturii corporale. Dacă mulți cred că 2 litri de apă pe zi este destul, nutriționiștii ne spun că de fapt când calculăm necesarul zilnic de apă, trebuie să luăm în calcul mai mulți factori, inclusiv sexul sau vârsta. De asemenea, obiceiurile alimentare sănătoase se formează și cu ajutorul meselor în familie. Un studiu apărut într-o revistă de specialitate a că mesele în familie ajută la prevenirea obezității copiilor. Lipsa timpului nu este un motiv să renunțăm să luăm masa alături de membrii familiei. Este bine ca măcar micul dejun și cina să fie rezervate celor dragi. Copiii hrăniți cu mâncare gătită își vor forma pe termen lung obiceiuri sănătoase. Astfel, ei se vor obișnui de mici cu consumul de legume și fructe în defavoarea cipsurilor și a dulciurilor. Iată 5 reguli sănătoase de care trebuie să ținem cont atunci când luăm masa dar și ce ar fi bine să avem un farfurii. Masa ar trebui să fie momentul din zi în care ne detașăm de grijile zilnice, iar prezența celor dragi ne ajută în acest sens. Așadar, la masă, evitați certurile și discuțiile în contradictoriu și mestecați bine hrana. Evitați să mâncați în fața televizorului sau citind ziare aveți grijă ca fiecare masă să conțină elemente nutritive de bază, precum vitamine și minerale. Gătiți cât mai sănătos alimentele prin fierbere sau coacere la cuptor. Reduceți consumul de sare prin condimentarea mâncării cu diverse ierburi aromatice. Iar ca desert, serviți dulciuri făcute în casă. Sunt mai sănătoase decât cele din comerț și sunt preparate cu mai multă dragoste.